În prima jumătate a lunii septembrie, pompierii din Nisporeni au fost alertați la 16 incendii de vegetație uscată. În majoritatea cazurilor, ele s-au produs din neglijența oamenilor. Pe parcursul perioadei de vară, serviciul salvator și pompieri au intervenit la stingerea vegetației uscate de 40 de ori. Pe perioada lunii septembrie, și anume în ultimele 11 zile, au fost solicitate 16 intervenții la stingerea ierbii uscate. Un incendiu violent s-a înregistrat în satul Soltănești din raionul Nisporeni, care a provocat pagube mari. Pe faptul că arderea vegetației uscate produce pagube ecologice, atât ele pot provoca și pagube materiale indirecte, cum ar fi cazul de la data de 8 septembrie în satul Soltănești, când în urma arderii ierbii uscate, flăcările s-au extins asupra țevilor de irigare din satul Sătănești. Pagba estimându-se la suma de 65.000 de lei. Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale atenționează populația să dea dovadă de prudență maximă atunci când merg la picnic sau fac ordine în curte. Orice scânteie sau muc de țigară aruncate la întâmplare, duse de vânt, pot afecta hectare întregi de teren.